O veitură a măturat comuna Valea Danului în noaptea de joi spre vineri. Necazul a pornit de la ploaia torențială și faptul că albia gârlei ce traversează localitatea era plină de gunoaie și de vegetație, așa că atunci când s-a produs veitura, apa a luat-o prin curți. Apa a pătruns astfel în 9 case și a măturat 7 gospodării, unde a distrus magazii, grajduri și alte anexe. De asemenea, alte 21 de curți au fost inundate. Au fost rupte și mai multe poduri, podețe și porțiuni de drum, astfel că, în primă fază, aproximativ 300 de persoane au rămas izolate. Ulterior, prin intervenția autorităților și scăderea nivelului gârlei, aceste persoane au putut ieși din case. Accesul cu mașinile este însă imposibil în anumite zone, unde este nevoie de lucrări de anvergură. De asemenea, veitura a omorât numeroase animale, de la vaci și porci până la găini și alte păsări.